Bună, dragi prieteni, vă salut pe toți. Pentru toți urmăritorii, toți prietenii care sunt curioși ceea ce s-a întâmplat în Strehaia, eu mă simt un pic, trebuie să dau un răspuns la prieteni. Îmi cer scuză față de cei care sunt în treaba asta și vreau să vă spun în felul următor. Unii știți, unii nu știți, bineînțeles, eu am vorbit despre lucrul ăsta și tot eu vreau să-l cumva să vă fac să înțelegeți. O să fie un live scurt, o să fie un live scurt și la obiect. S-au prezentat oamenii acolo la Amin, unii s-au jurat că nu au fost ei, nu. E vorba, din câte am auzit de la modă, era vorba de pampersuri, de lucruri din astea, lucruri râche făcute. Repet, orice răzbunare, orice treabă nu se face cu oamenii care nu mai sunt în viață, pentru că ea nu mai au nicio vină. Oamenii nu mai fac niciun rău la nimeni. A fost prezent Sică, a fost prezent Mex și, da, prieteni, și Leo a fost prezent. Demonstrabil, vă pot demonstra că Leo a fost prezent. După cum puteți vedea, aici este Aminu. Aici a fost Aminu. Și dacă mergem la minutul, este Sică, bam, 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 dă mai în față, da, prins lumânări, una alta, acum e la ei. Și aici preotul le scoate din biserică, din curtea bisericii și la minutul 8, la minutul 8 cu, vă spun eu acum, la minutul 8 cu 42, 4, la minutul 8 cu 41, Leo este prezent acolo. În curtea bisericii este acolo și el a fost acolo, fiindcă eu am fost sigur că Leo nu ar face așa ceva și nimeni, cred că și voi sunt siguri. Deci pentru hateri care vor să abereze, care vor să facă scandal, care vor să pună intrigi sau așa ceva, dar nu cred, nici haterii nu fac lucrul ăsta, doar pentru oamenii curioși. Vă asigur eu, Leo nu a fost și nisică niciunul. Deci, ce să vă spun, prieteni, mie îmi pare foarte rău că s-au întâmplat lucrurile astea, rușine. Repet, minutul 8.41, în curte la biserică, puteți să căutați chiar pe Facebook, la Modă Nemuritorul, acolo sunt dovezile. Pe ce ani a conică, ce v-ați îngărit? Pe ce bălea conică, ce căcaciu? Ce ani a conică, Leo este acolo, este în... Uitați! Este acolo, deci nu... Nu ar face Leu așa ceva, prieteni. Leu a fost acolo, prieteni. Atâta pot să spun. Ce Sică și Mex. Deci, au fost oameni acolo pentru că oamenii sunt nevinovați. Eu cred în felul următor. Cineva vrea să bage intrigă în familiile astea ca să certe, să se ajungă la războaie, să se ajungă la ură, să se ajungă la scandal și așa mai departe. Sincer. Pentru că altfel nu pot să-mi explic. Nu, eu nu pot să-mi explic așa ceva. Cum poți tu să faci așa? De ce? Ce vină au decedață? Ce vină au oamenii care au murit? Care nu mai sunt în viață? N-au nicio vină oamenii. Deci pentru asta spun. Că oamenii nu au nicio vină. Urât. Oricum urât din partea persoanelor care au făcut. Amin. Cine a știut și cine știe ce a făcut, spune Iacob. Așa mai departe, bum. Deci toată țigănimea, toată șatra a fost acolo, a fost prezentă la tot. Țigani respectați,
Țigani amărâți, țigani bogați, toată lumea, deci toată lumea a fost prezentă. Absolut toată lumea. Unul n-a lipsit. Fiindcă ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, prieteni. Asta e, n-avem ce face. Dar urât. Urât din partea celor care au făcut fapta asta și urât din partea celor care se folosesc de lucrurile astea ca să facă inimă rea la anumite persoane. Cam asta a fost, prieteni. Mi-mi pare foarte rău. Uitați, o să vă fac și o poză în care poza o să pun la... să se vadă. Leo a fost acolo, a fost chiar și vărul lui. A fost chiar și vărul lui. Verișorul lui, prieteni, a fost. Și așa mai departe. Fane. El cu Fane. El cu Fane era acolo prezent. Leo sta lângă Fane. Nu s-a mișcat de lângă el. El cu Fane se înțelege bine. Din câte văd eu, Leo are o prietenie foarte bună cu Fane. Sincer vă spun, nu vorbesc la mișto sau așa. Are o prietenie extraordinară cu Fane. Fane zici că e executiv procuror, o geacă albă. Da. Începe să-mi placă de Fane, pentru că Fane se vede că la viața lui a fost șmecher. A fost un băiat umblat. Bine, toți sunt umblați la Strehaia, niciunul nu-i fraier, nu-i prost. Toată lumea a umblat. Și Sica a fost. Uitați pe Sica, după cum puteți să vedeți, Sica este acolo prezent. Nu se lasă nici mort. Cum? Bă, are dreptate oamenii și oamenii ori mărți, ori da fața. Deci numai ce să vorbim despre ce, să vorbim despre lucrurile astea, pentru că sincer, e rușinos. Cam asta a fost. Îmi pare foarte rău, prieteni, că ajung eu să vorbesc lucrurile astea. Dar nu. Băi, suntem și noi. Uitați, și Mex a fost. Și Mex nu a fost invitat. Mex a fost chiar dacă nu a fost invitat. El a mers, ce-o zis? Păi, dar cum să zică lumea că eu am fost? Da, frumos din partea lui. Aici chiar apreciez. Aici arată că nu ai nicio vină. Bă, eu mă prezint, mă, acum ce o să zică asta, o să zică. Eu mă prezint. Frumos din partea lui. Da. Vreau să caut cea mai bună postură în care să pot face o poză, în care pot să fac o poză și să o pun acolo ca să vedeți. Vă pup. Vă aștept de seară pe live. La ora 7 vreau să intru pe live, prieteni. Vă pup și vă iubesc.